Toate dintre locuitorii Kievului stau în beznă și două treimi din case nu au nici măcar căldură, dar se lucrează în continuare, a anunțat primarul capitalei Vitali Klitschko. Ucraina face eforturi să își repare infrastructura de apă și curent deteriorată de bombardamentele masive rusești, în timp ce în unele zone s-a așternut deja zăpada. Între timp, peste noapte, rușii au bombardat orașul Zaporojie, unde au lovit un spital, iar în Herson au atacat un bloc. Роботи поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання і зв'язок. Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекаута, щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Pentru a-i ajuta pe ucrainenii să reziste întreruperilor repetate ale alimentării cu apă și curent, autoritățile au înființat centre de invincibilitate, cum le-a spus președintele Zelenski, unde oamenii își pot încărca telefoanele și se pot încălzi. Deja sunt peste 4.000 de centre deschise non-stop. Vor fi mai multe pe măsură ce vine iarna. Ми можемо приготувати все від світла, прийшли, щоб нам допомогли в харчуванні, гарячій піші для дітей. Обіцяли нам допомогти. Зараз просто діти встали вчорашнього дня і з 12.10 виключили світло, ми хочемо їсти, а ми розуміємо, не води, не до нічого. І сьогодні так само, щоб чимось покормити, допомогли нам дітей. Ultimul val de rachete rusești a provocat unele dintre cele mai grave întreruperi de curent de până acum, aruncând orașele într-un întuneric înghețat, fără lumină, fără conexiune la internet. Сьогодні вранці мені заледве вдалося зловити кілька поділок мережі, щоб дізнатися, де поруч є такі пункти незламності. І врешті понад кілометр я йшла сюди, щоб знайти, впіймати бодай кілька полосок мережі, щоб зв'язатися з близькими. Я б хотіла сказати, що ми без світла бачимо, що вони облюдки, і ми обов'язково їх переможемо. Тому що якщо навіть нас в блокауті не зламати мільйони людей у Києві, то я думаю, що це тільки може їм доказати те, які ми сильні. І на що ми готові? Тобто ми готові терпіти все. Так, у Києві немає води, немає світла, але у Києві немає русні, це головне. Mulți chieveni s-au adunat într-un spațiu pentru birouri cu mai multe etaje, alimentat de un generator, de unde își pot continua munca. Ну, ми практично тут живемо, у нас тут є і капсули для сна, і душові, і кава, і Wi-Fi, і все на світі. Moscova recunoaște că a atacat infrastructura de bază cu scopul de a reduce capacitatea Ucrainei de a lupta și de a o împinge la negocieri. Această strategie a rușilor a fost numită crimă de război de către cancelariile occidentale și crimă împotriva umanității de către Zelenski. Liderul ucrainean spune că Moscova nu va reuși să slăbească hotărârea Ucrainei. Discutăm cu Miroslav Tașcu Stavre, analist de politică externă. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua! Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Pe lângă declarația președintelui Volodymyr Zelenski, Statele Unite ale Americii au declarat că Rusia duce deja o lipsă semnificativă de rachete de artilerie, ceea ce i-ar putea crea probleme și limita viitoarele atacuri. Credeți că această strategie pe care a adoptat-o armata Moscovei s-ar putea întoarce în curând împotriva sa? Da, Rusia are niște probleme strategice importante, practic din luna august, de când a început contraofensiva ucraineană, ei se tot retrag și încearcă să-și fortifice pozițiile mai degrabă de apărare. De asta și au schimbat strategia și, așa cum foarte bine menționați anterior, ceea ce fac sunt în afara oricăror norme și reguli, chiar și de, în care se poartă războiul. A lovi infrastructură civilă, a lovi ținte care nu au legătură cu conflictul, sunt încadrate de legislația internațională ca și crime de război. Ce urmăresc? Urmăresc să slăbească capacitatea și suportul populației pentru acest conflict, dar așa cum arătați, lucrurile nu stau deloc așa. Dimpotrivă, ucrainenii sunt din ce în ce mai hotărâți să nu cedeze, să nu renunțe. Da, Rusia are probleme de a susține acest război. Cred că ăsta e și motivul pentru care
au pus o serie întreagă de condiții și au simulat, nu, că doresc discuții. Discuții care nu pot avea loc în condițiile impuse de Moscova și pe care, bineînțeles, comunitatea internațională și în special Ucraina le-a respins. Încă de la începutul acestui război s-a discutat despre pericolul pe care l-ar putea reprezenta Rusia la nivel internațional dacă Moscova câștigă această luptă. Putin trebuie să piardă războiul din Ucraina pentru că dacă îl va câștiga, vom plăti cu toții un preț mult mai mare decât criza energetică. A fost mesajul secretarului general al NATO. Vă invit să urmărim declarația și revenim. NATO foreign ministers will meet next week in Bucharest. We will address Russia's illegal war in Ukraine, which continues to threaten Euro-Atlantic peace and security. President Putin is failing in Ukraine, and he is responding with more brutality. Waves of deliberate missile attacks on cities and civilian infrastructure, depriving Ukrainians of heat, light and food. This is a horrific start to the winter for Ukraine. These are also tough times for the rest of Europe and around the world, with rising energy and food prices. Yes, we are all paying a price for Russia's war against Ukraine. And if we let Putin win, all of us will pay a much higher price for many years to come. If Putin and other authoritarian leaders see that force is rewarded, they will use force again to achieve their goals. That will make our world more dangerous and all of us more vulnerable. Dacă Putin câștigă, vom plăti cu toții un preț mult mai mare în anii următori, a fost declarația secretarului general al NATO. Domnule Miroslav Tașcu Stavre, cât de mare credeți că ar fi prețul pe care Europa și nu numai l-ar plăti dacă Putin câștigă războiul? Da, ordinea internațională s-ar schimba și așa suntem într-o situație care ne amintește de războiul rece. Prin modul în care nu Rusia încearcă să-și impună prin forță nu viziunea în proximitatea sa geografică. Ori lucrul ăsta nu mai poate fi acceptat. Am discutat încă din anii 1970, atunci când am avut semnate acordurile de la Helsinki, că nu schimbăm granițele nicăieri pe glob și în special în Europa prin forță. Rusia nu se va opri. Asta este de fapt, mesajul, dacă va fi încurajată de un eventual câștig. Vedem de altfel provocări și în alte zone apropiate nouă. Uitați-vă ce presiune există, de exemplu, pe Republica Moldova, o țară care și-a declarat neutralitatea și care practic este captivă în acest joc politic, geopolitic, care nu este al ei. Știm de influența Rusiei acolo, știm de influența Rusiei și de tot războiul hibrid care se poartă, din păcate, în Europa încă din ultimii ani. S-a trecut într-o nouă fază și de asta este foarte important ca Rusia să fie oprită. Cum poate fi oprită? Prin susținerea în continuare a Ucrainei să se apere, repet, să se apere, pentru că e un război de apărare națională, și suport pentru poporul ucrainean să depășească această criză umanitară pe care o vedem printr-un ajutor susținut, nu doar Uniunea Europeană, dar și alți aliați. Urmează, de altfel, zilele astea, un nou pachet de sancțiuni din partea Uniunii Europene și a aliaților acesteia, care să facă Rusia imposibil să continue acest conflict și în final să cedeze. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, Miroslav Tașcu Stavre, analist politic extern.